Salutare, pariori! Pentru ziua de vineri, tipsterii de pe site-ul biletul-zilei.com au pregătit următoarele 6 pronosticuri. În această perioadă poți profita de 150 de rotiri gratuite fără depunere și fără condiții de rulaj la slotul Shining Crown. Bonusul este oferit de Las Vegas Casino, iar pentru mai multe detalii te invit să accesezi linkul din descriere. Thompson Tsitsipas. Tenis Tipster 92 consideră că Tsitsipas este unul dintre principalii favoriți la câștigarea trofeului de la Indian Wells. Acesta va debuta împotriva unui adversar facil, pe care l-a învins în toate cele 5 confruntări directe de până acum. Astfel, tipsterul nostru mizează cu încredere pe victoria lui Tsitsipas în minimum de seturi. Popirin Zhang. Tipsterul Adrian spune că Zhang este un jucător înalt, care servește puternic și își asumă multe riscuri. Astfel, acesta reușește destul de mulți ași, dar totodată comite multe duble greșeli. Ținând cont de aceste detalii, pronosticul tipsterului nostru este că Zhang va ajunge la 8 cu numărul total de ași și duble greșeli în această partidă. Kieko Poyat Kove. Andrei Cinculescu spune că ambele echipe practică un hockey ofensiv, marcând în medie peste 2,8 goluri per meci. 9 din ultimele 13 întâlniri directe s-au încheiat cu minimum 6 goluri marcate, așa că tipsterul nostru mizează pe același scenariu și propune pariul de peste 5,5 goluri. Wade ne aduce în atenție duelul din Euroliga de basket dintre Panathinaikos și Steaua Roșie Belgrad. Cei de la Panathinaikos vin după o înfrângere, rămânând pe locul 16 și fiind aproape eliminați din competiție. Steaua Roșie, în schimb, vine după o victorie importantă și luptă pentru o clasare în play-off. Prin urmare, tipsterul nostru mizează cu încredere pe victoria celor de la Steaua Roșie Belgrad. Lille-Lyon. Radu Oprea crede că vom vedea un meci foarte tacticizat, cele două echipe fiind apropiate din punct de vedere valoric. Astfel, recomandarea lui este pariul de tip combo sub 4,5 goluri marcate și peste 6,5 cornere în meci. Köln Bochum. Tipsterul Alex spune că Bochum a câștigat doar 3 puncte în deplasările din acest sezon, așa că o vede cu șanse minime în această partidă. Köln este o echipă bună și nu ar trebui să rateze victoria pe teren propriu împotriva unui asemenea adversar. Prin urmare, pariul tipsterului nostru merge pe unul solist. Pentru mai multe ponturi, vă invit să accesați site-ul biletul-zilei.com, iar dacă v-a plăcut acest script, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul nostru.